În urmă cu aproximativ o lună, o angajată a uzinei mecanice Sado a tras o sperietură zdravănă după ce era să fie mușcată de un scorpion. După acest incident, conducerea a efectuat o deratizare completă cu ajutorul unei firme specializate în domeniu. Conducerea unității spune că în fiecare an se confruntă cu această situație. Reprezentanții uzinei mecanice Sado spun că în fiecare an, în zona respectivă și în special în zona muntoasă, își fac apariția scorpionii. De aici până la, sau de zona de la Novaș până la Herculane, există acest scorpion de mici dimensiuni. Ce s-a întâmplat cu femeia? Și-a revenit? Nu s-a întâmplat nimic, nici măcar n-a fost mușcată. Era să fie mușcată, dar preventiv între timp am făcut o deratizare de în complexă, au murit toate insectele existente pe zona, pe perioada asta de umezeală și soare și cum e vremea. O altă problemă o reprezintă viperele care sunt prezente în zona uzinei în perioada verii. Conducerea uzinei mecanice Sado a achiziționat antiviperin, însă, din fericire, nu a fost nevoie să-l folosească cineva până în prezent. Frișem, cosim, e un pericol cu viperele, dar pentru asta avem permanent vaccin antiviperin în uzină. Din 2 în 2 ani, chiar dacă nu s-a întâmplat nimic, achiziționăm și reîntregim stoc, indiferent dacă se întâmplă în uzină sau în zonă. A fost cazul acum vreo 4-5 ani cu un pădurar care a fost mușcat de o viperă și l-am vaccinat noi rapid. Conducerea uzinei mecanice Sado a luat toate măsurile pentru a preîntâmpina un eveniment nefericit, atât din cauza scorpionilor, cât și din pricina viperelor.